Vom citi câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 24 până la finele capitolului. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Doamne, dă-ne harul să înțelegem profunzimea cuvântului Tău și să învățăm în mod practic cum să-L aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Să ocupăm locurile. Noi trăim într-o țară deosebită pentru că unul dintre principiile fundamentale care stau la baza Americii este despărțirea statului de biserică. Cei care au făcut Constituția Americii au vrut să ne păzească de stat, au vrut să păzească biserica de stat. Trăim vremuri foarte ciudate în care acum statul se teme de biserică să nu se amestece în treburile lui. Dar despărțirea aceasta între stat și biserică este o mare binecuvântare dacă o înțelegem așa cum trebuie să o înțelegem. Necazul este că trăind cu concepția aceasta unei despărțiri între lumea sacră și cea lumească, cum zicem noi, noi am dus mult mai departe lucrul acesta. Credem că tot ce este sacru se petrece în biserică. Cum am ieșit din biserică, am intrat în lume, într-un alt domeniu. Și cred eu că, pentru că nu înțelegem să ne purtăm ca și creștini în lumea în care trăim, foarte mult pagubă aducem Evangheliei. Oamenii nu se întorc la Hristos, pentru că acolo ar trebui să depunem mărturie. Noi așteptăm ca ei să vină la biserică. Cineva spunea că asta are tot așa de multă înțelepciune ca și povestea aceea lui Creangă, care spunea că un țăran voia să urce vaca în pod, pentru că era niște fân în pod. Tot atâta înțelepciune este și la noi când așteptăm ca să vină necreștinii să vină la biserică, în loc să mergem noi cu cuvântul lui Dumnezeu la ei. Porunca Domnului nu este ca necreștinii să meargă la biserică, ci biserica să meargă la necreștini și să le ducă Evanghelia. Dar spuneam că această gândire a noastră de a despărți sacru de laic merge foarte, foarte departe. Eu sunt cam supărat pe multe din ideile astea care vin și pătrund în biserică în ultima vreme. Am auzit că cineva s-a supărat foarte tare că fratele păstor al nostru a recomandat o soră care face curățenie în biserică, nu? Face curățenie și are un business de genul acesta. Imediat cineva s-a supărat că anunțul ăsta este laic, nu? Făcut aici la locul ăsta sacru. Ascultați-mă, noi suntem tot la fel de sacri și de sfinți și în biserică și în afara bisericii. Imaginați-vă că biserica primară s-a înfuriat foarte tare, cineva din biserica primară, că Dorca, așa, domnule, asta face haine pentru orfani și pentru văduve și pentru oameni necăjiți, nu? Și pastorul bisericii, neinspirat, nu face reclamă la sora Dorca în biserică, nu? Trebuie discutat, domnule, îndrăzneala asta, să faci reclamă la business-ul ăsta de făcut haine în locul sfânt al Domnului? Ei, ascultați-mă, în dimineața asta am să vă spun că lumea din afară începe să fie mai inteligentă decât noi. Lumea corporativă din America a descoperit că dacă vrei să ai succes în lumea asta, trebuie să respecti niște principii dumnezeiești.
Și lumea corporativă din America respectă foarte multe principii biblice în modul în care fac business. În dimineața aceasta, subiectul meu este un pic mai ciudat pentru dumneavoastră, dar hai să vedem despre omul care este biruitor. Ce caracteristici are omul care va birui totuși până în final? Este textul care l-am citit. Nu știți că cei ce aleargă, toți aleargă, dar numai unii primesc premiul, pentru că trebuie să alergi bine, trebuie să alergi după reguli, trebuie să te pregătești pentru asta, trebuie să știi cum să alergi, nu? Dacă cineva m-ar pune pe mine la ora actuală să alerg, nu? Nu știu dacă ar face față până la capătul străzii, nu? Poate că dacă ar veni un câine de la mare, m-ar da o mână de ajutor și aș face față să ajung până acolo. Dar ca să te apuci să faci maraton, nu? Sau să te duci la o cursă din asta de alergare, trebuie să faci pregătire, domnule, trebuie să faci antrenament, nu? La vârsta mea, bărbații fac un singur sport. Deschid frigiderul, închid frigiderul. Ăsta e cam singurul sport care îl mai facem noi. Ce vreau să spun, că cel mai mare obstacol în calea succesului este frica de eșec. Ne temem că nu o să reușim, ne temem că nu o să ajungem la capăt, ne temem că nu o să trecem linia de sosire. Revista Business Insider a publicat o listă a caracteristicilor oamenilor de succes, în contrast cu oamenii care falimentează în afaceri. Am fost foarte șocat să găsesc că aproape toate principiile astea, toate caracteristicile astea, de fapt sunt luate din Biblie. Și ar fi mare păcat să nu le înțelegem și să le aplicăm în viața noastră de fiecare zi. De fapt, toți ne dorim să fim oameni de succes, așa-i? Am vrea să găsim curba aia bună și să o luăm spre albastru, nu spre roșu. Dar haideți să vedem câteva principii și n-ar trebui să uităm niciodată că eșecul este, nu este opusul succesului, ci este parte din succes. Se spune că cel mai mare inventator american, cel care a descoperit și becul electric, Edison, a făcut câteva zeci de mii de încercări. Practic a avut câteva zeci de mii de eșecuri, de falimente, până a reușit să facă becul electric. Oamenii care câștigă, oamenii care au succes în viață, sunt oamenii perseverenți, oamenii care nu se dau bătuți. Cad, dar se ridică și merg mai departe. Haideți să vedem câteva caracteristici ale oamenilor de succes. Și o să începem cu numărul 1. Oamenii de succes acceptă schimbarea. Acceptă schimbarea. În contrast, oamenii care eșuează în viață nu acceptă schimbările deloc. Acceptarea este foarte dificilă, să știți. Dar schimbarea aduce noutăți de la care putem învăța și ne formează adaptabilitatea. Învățăm să ne adaptăm la noile condiții în care suntem. Știți că în orice comunitate umană există circa 16% din membrii comunității respective care sunt contra oricărei schimbări. Deci, când votăm ceva, frate Alin, să știți că 16% aia votează contra, no matter what. Asta este un procent. Sunt oameni care se tem de schimbare, care nu schimbă nimic, nu? Sau să schimbăm pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, dar să rămână toate la fel, nu? Se spune despre Ford că a avut niște ingineri și oameni din producția lui de acolo care i-au spus: domnule, hai să facem mașini alte culoare, domnule, că numai negre le făceau. Oamenilor le place culorile, hai să facem mașini colorate. Ordinul de la stăpânire a venit: faceți orice culoare, dar neagră să fie la sfârșit. Nu. S-a temut de schimbare. Oamenii se tem de schimbări.
Oamenii de succes întotdeauna, când eșuează în viață, sunt cei care se tem de schimbări, cei care acceptă schimbările și colaborează cu ele, învață din ele, cresc, se dezvoltă. Cei care eșuează în viață se tem de schimbări, nu se adaptează la ele. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare și nu se tem de Dumnezeu, spune Psalmul 55:19. Trebuie să cumpărați un ecran fain și acolo, că nu se vede pe partea aia altă. Frații, investesc numai dumneavoastră în iubiții ascultători și nu în iubiții predicatori. O altă caracteristică a omului de succes este că oamenii de succes își asumă responsabilitatea. Ceilalți dau vina pe alții dacă nu iese bine. Alții sunt de vină că nu a ieșit așa cum a vrut el. Oamenii de succes își asumă greșelile și împart meritele cu alții. Omul însă care eșuează își asumă numai meritele și dă vina pe alții pentru nereușitele lui. Oamenii care eșuează întotdeauna se laudă cu succesele lor și dau vina pe alții că n-a ieșit bine, ăla a zis așa, ăla a făcut aia la altă, dau vina pe alții pentru insuccesele care sunt. Cel vinovat merge pe căi sucite, spune cuvântul Domnului, dar cel nevinovat face ce este bine. Proverbe 21:8. A treia caracteristică a oamenilor de succes este că oamenii de succes doresc ca și alții să reușească. Noi românii suntem proverbiali pentru povestea aceea, o știți bine. Unul a văzut că vecinul lui are o capră nemaipomenită, de lapte mult, nu? Și nevasta l-a bătut la cap să se roage Domnului să... și s-a rugat omul și a zis: Doamne, nu vreau capră, dar vreau să moară lui vecinul. Vreau să moară capra lui vecinul. Sunt oameni supărați pe succesul altora, tocmai pentru că ei au o viață falimentară. Oamenii care au succes doresc și alții să aibă succes. Cineva a spus că fiecare dintre noi vedem viața așa ca o pizză mare. Nu? Când se taie feliile, sunt oameni care cred că tu ai mâncat prea mult din aia și lui rămâne mai puțin. Ăștia sunt oameni invidioși, sunt supărați pe succesul tău, pe reușita ta. Dacă ți-ai cumpărat o mașină nouă, așa vede el treaba asta, că el are mai puține șanse să-și cumpere și el una nouă. Sunt suficient de mașini noi la dealer, don't worry. Dacă vedem pe cineva că o duce bine, în loc să ne bucurăm că o duce bine, suntem supărați pe succesul omului aceluia. Oamenii se laudă cu succes, e adevărat. Țin minte că la toate convențiile bisericilor românești era o conferință a surorilor. Și într-o zi soția mi-a spus că ea nu mai vrea să participe la... Dar de ce? Păi zice, nu mai rezist la încă o poveste de succes. Ce, toți păstorii au copii nemaipomeniți de buni, cei mai deștepți. Toți sunt foarte sănătoși, binecuvântați, bogați. Ce, numai noi o ducem rău. Nu mai vreau să aud o poveste de succes. Nu mai rezist să mai aud încă o poveste de succes. Pentru că oamenii se duc și se laudă cu succesul lor. Dacă te duce la el și l-ai rugat să te ajute și pe tine să fii un om de succes, asta nu mai merge. Ca o organizație să prospere, membrii ei trebuie să prospere. Oamenii de succes nu se tem de succesul altora.
Țin minte că am întrebat într-o zi un politician american, pentru că mai știam și eu puțină istorie, orice descoperire din asta științifică, mai ales în domeniul militar, americanii au împărtășit-o și cu rușii. Știți de ce au bombe atomice rușii? Pentru că americanii le-au dat formulele și soluția să-și facă bombe atomice. Okay? Și atunci omul ăsta mi-a explicat, zice, dacă numai noi aveam bombe atomice, cine știe ce prostii mari mai făceam ca și la Hiroshima. Dar așa, pentru că ei au, stăm cu minți să nu le folosească niciun. Să știți că oamenii de știință de astăzi colaborează unul cu celălalt, dincolo de spectru politic sau de interese de alt gen. Pentru că știu că succesul meu poate încuraja un alt succes, altă descoperire științifică. Cei care au eșuat în viață vor ca și alții să eșueze. Okay? Asta e nenorocirea. Totuși, ei nu au nimic, ei nu numai că le fac lucrurile astea rele, dar găsesc de bun pe cei ce le fac, spune Pavel în Romani 1:32. Îi găsesc de bun pe ea care falimentează la fel ca ei. Principiul numărul 4, oamenii de succes împărtășesc altora date și informații. Schimbul de informații, de date, construiește relații cu alții care la rândul lor vor împărtăși din succesul lor. Omul care eșuează ține secretele numai pentru sine. Dacă vom tăcea și vom aștepta, vom fi pedepsiți, veniți acum și haideți să dăm de știre celor din casa împăratului, spuneau leproșii de la Samaria, când ea a fost înconjurată de dușmani și dușmanii au fost puși pe fugă de Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost inteligenți, un succes extraordinar. Dintr-o dată au devenit bogați, multimilionari. Și au zis, nu e bine ceea ce facem, trebuie să împărtășim și cu alții. Sunt și alții nenorociți și săraci, haideți să-i ajutăm. Un unghi de-al meu, în satul copilăriei, și-a plantat o livadă de pomi fructiferi. Și s-a dus la un vecin care trecea drept specialistul satului, avea livezi, avea vii extraordinare, de care ne bucuram și noi copiii, că le mai furam strugurii. Nimeni n-avea struguri ca moșul Roman, îi ziceam. Ei, unchiul meu s-a dus la moșul Roman să îl învețe cum să protejeze puieții ăștia puși peste iarnă, să nu vină iepurii, să-i roadă, știți cum era. Și ăsta s-a gândit, mai vreo 300 de meri să mă duc să leg tulei, așa cum făcea toată lumea în jurul lor. E o muncă îngrozitoare, domnule, trebuie două căruțe de tulei. Și s-a dus la moșul Roman și a întrebat, nu este altă soluție ca să fie mai simplu? Ba da, a zis el, ai ceva slănină de aia veche. Unge cu slănină, zice că iepurii nu mănâncă slănină. Ăsta săracul, fără experiență, ascultat, a uns toți pomii cu slănină, nu i-au mâncat iepurii, de-aia i-a mâncat uscatul. S-au uscat toți în primăvară și n-a mai avut niciunul bun. Oameni care te învață rău, care nu împărtășesc succesul cu tine, care ții secretele pentru ei, mai degrabă te împing să faci rele. O altă caracteristică este că oamenii de succes emană veselie și bucurie în jurul lor. Eu am avut un șef, era de origine grec, un om mai morocănos și mai încruntat, că ăsta nu prea am văzut la viața mea. Nu era om rău, dar arăta rău. Așa că câteodată dimineață mă întreabă soția, de ce sunt supărat? Nu sunt supărat, așa arat eu, așa, la vârsta asta, așa arat eu, nu sunt supărat deloc.
De asta și arăta supărat și era supărat. Tot timpul bocănea acolo, stătea cu capul în jos. E groaznic să lucrezi cu oameni de genul ăsta, nu? Să ai un șef din ăsta care tot timpul îți bagă de vină și te temi să te întâlnești cu el, nu? Ei, oamenii care au succes răspândesc bucurie în jurul lor. Este o plăcere să lucrezi cu oamenii aceștia. El întreține sănătatea relațiilor tot timpul, sporește productivitatea, bucuria este contagioasă. Când ai un șef bun care știe să vorbească frumos, toată lumea lucrează cu plăcere acolo. Nu-ți vine să te duci acasă când ai o atmosferă așa bună, nu? Nu știu de ce nu învățăm că nu diavolul a descoperit zâmbetul, nu l-a făcut diavolul, Dumnezeu l-a făcut, nu? Ascultați-mă, în iad nu râde nimeni. Nu cred că o să fie cineva să râde, numai diavolul o să râde de succesul lui acolo. Fiți bucuroși. Omul eșecului e morocănos, e mânios, e nemulțumit. Tot timpul bagă de vină, tot timpul protestează. Iată ce spune Proverbe 17:22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. De ce a scris Dumnezeu în Biblie asemenea versete? Nu sunt pentru noi? A trebuit să învățăm să zâmbim, a trebuit să învățăm să vedem altfel viața și să încurajăm pe oamenii din jurul nostru prin bucuria care ar trebui să fie o roadă a Duhului Sfânt în viața noastră. Nu? Noi nu ne bucurăm numai plângând, nu-i așa? O altă caracteristică foarte importantă este că oamenii de succes vorbesc despre idei și concepte. Dacă te întâlnești cu un om de succes, vei schimba idei cu el. Oamenii inteligenți vorbesc idei, cei mai puțin inteligenți vorbesc de alții. Ok? Vorbesc de alții. Nenorocirea că atunci când noi ne întâlnim, o să vorbim ce idee nouă ne-a venit, ce s-ar mai putea face, ce idee de business s-a mai trecut prin cap, cum am putea să îmbunătățim viața când ne întâlnim, măi, ai auzit ce a făcut ăla, ai auzit ce a făcut celălalt. Cele mai de succes postări pe Facebook sunt gafele predicatorilor, ok? Mulțumesc Domnului că am ajuns rar pe acolo, dar toată lumea ajunge, nu? Pentru că cine vorbește, greșește. Dar oamenii inteligenți vorbesc despre idei, vorbesc concepte, vorbesc lucruri pozitive. Oamenii mai puțin vorbesc de alții, bârfesc. Omul eșecului privește pe alții de sus și bârfește. Băi, auzi cum o dată la faliment, nu? Ia, e foarte constructiv să afli că cineva a dat faliment, nu? Este un personaj în Vechiul Testament și iată ce spune el, vorbește despre un rob al lui. Și el a negrit pe robul tău la Domnul meu împăratul, dar Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, spunea Mefiboset. S-a dus Siba și l-a bârfit pe Mefiboset. Săracul, cum să plece, cum să fugă cu David? El era un loc, domnule, îl duceau alții, anyway. Și, încă o dată, oamenii de succes vorbesc idei și nu despre persoane. 7. Oamenii de succes iartă cu ușurință pe cei ce le greșesc, pe cei care le fac greșeli. Problema este că toată lumea greșește, dar nu toată lumea este iertată, nu? Am auzit o poveste, e cumplită, dar asta e, se zice că într-o biserică era cineva care prorocea tot timpul și l-au prins că a zis-o una greșită. L-au certat pe fratele și la următoarea prorocie a spus poporul meu: eu vă iert pe voi tot timpul și o singură dată am greșit și eu și nu mă iertați, nu?
ascultați-mă, a ierta este dumnezeiește. Iartă și vei fi iertat la rândul tău. Domnul spune, e un principiu. Dacă nu ierți, nu o să fii iertat. Noi ne rugăm Tatăl nostru și spune, iartă-ne precum iertăm, nu? Și adeseori, imediat penalizăm orice abatere, orice, eu știu, vorbă. Uneori penalizăm și lucruri care n-ar trebui penalizate. Iertarea este singura modalitate de a repara relațiile. Credeți-mă, cu vârsta încep să mă gândesc foarte bine la câte iertări trebuie să fac și de la cât se cer iertare. Și am deja o listă. Și mă rog, Domnule, să-mi dea putere și înțelepciune să-mi dau telefoanele alea care trebuie sau să mă întâlnesc cu oamenii aceia și să repar, dacă mai pot repara ceva. Unele nu se mai pot. Dar spune Sfânta Scriptură că atât cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Este posibil să nu fii iertat. Dar dacă ți-ai cerut iertare, ai conștiința împăcată că ai făcut-o. Omul eșecului ține ranchiună, reproșează, ține evidența greșelilor, e neproductiv, nu? Eu nu mai văd niște ședințe din alea când cineva venea cu un dosar, cu greșelile mele, nu? Și uneori dura vreo jumate de oră până citea tot dosarul ăla. Într-o zi m-am cam supărat și am zis, frate, foarte puține ai în dosarul ăla. Dacă vrei să știi mai multe, vină la mine. Și am să spun foarte multe păcate care le am, pe care tu nu le știi acolo. M-a amenințat că scrie și o carte cu păcatele mele. I-am zis, numai că pentru păcatele astea, greșelile astea, Domnul Iisus Hristos a murit la cruce și m-a iertat pentru ele. N-ar fi cazul să mă ies și în matale, nu? Înțelepciunea face pe un om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Nu greșelile lui, că asta, greșelile noastre le uităm foarte ușor. Dar greșelile altora care ne-au călcat pe bombeu, astea trebuie să le uităm. Numărul 8, oamenii de succes încearcă din nou după ce eșuează. Ăștia se ridică și merg în continuare. Eșecul face parte din drumul spre succes. Omul de succes se ridică după ce cade. Nu rămâne acolo. Omul eșecului abandonează, fuge de greu și face altceva. Iată ce spune Proverbe 24:16. Că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocirea lor. Omul de succes se ridică și merge mai departe. Numărul 9, oamenii de succes au obiective și planuri pentru viață. Mulți dintre noi, pentru că noi suntem de, eu știu, sorginte balcanică, nu știu, latină, nu? Nu avem nici măcar agendă ce avem de făcut astăzi. Dar ar trebui să avem un plan pentru anul ăsta cel puțin, pentru viața noastră, să știm încotro ne ducem, să știm ce vrem de la viața asta. Omul de succes își planifică timpul, are obiective, are scopuri de lungă durată. El știe unde pleacă, unde vrea să ajungă. Omul eșecului trăiește la întâmplare, la voia circumstanțelor. Noi românii ne trezim dimineața să vedem ce se va întâmpla astăzi. Americanul se trezește dimineața să se întâmple ceva astăzi. Asta e diferența între noi și ei. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului este ceea ce le împlinește, spune Proverbe 19:21. Și ultima, și cu asta voi încheia, oamenii de succes au o inimă recunoscătoare. Au o inimă recunoscătoare lui Dumnezeu pentru ceea ce este El și pentru ceea ce are El. Pentru locul în care a ajuns, pentru ce a reușit să facă până acum. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru viața lui, pentru familia lui, pentru copiii lui, pentru casa în care locuiește, pentru mașina pe care o conduce, pentru pâinea de la masa lui de fiecare zi.
Omul de succes este o ființă recunoscătoare, recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Omul eșecului este mereu nemulțumit și nerecunoscător, nefericit și neproductiv. Ăsta niciodată nu-i bine, dacă ploaie, e bai, dacă e soare, trebuia să fie ploaie astăzi. El nu e mulțumit deloc și nu-i mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Ospăț necurmat. Plecam de la biserică împreună cu soția și cu cel de-al patrulea copil al nostru, nepotul, pe care l-am crescut până la 16 ani. Și l-am auzit cântând. Cântau o cântare care am învățat-o la școala duminicală a copiilor. Și spunea, unul dintre versurile care m-a intrigat imediat, că cei care îl iubesc pe Domnul sunt obraznici necurmat. Doamne, cum poți să cânți așa? Ce bunul, toți copiii cântă așa. Cum așa? Ei, cei ce iubeau pe Domnul aveau un ospăț necurmat. Nu? Nu, aveau un praznic necurmat. Așa este, de fapt, în versiunea mai veche, praznic, nu ospăț. Și el nu știu ce e praznic, dar obraznic auzit de la noi de foarte multe ori. Și atunci el cânta obraznic necurmat. Nu? Mă rog, asta sunt perioada copilăriei. Vreau să vă spun că oamenii lui Dumnezeu, oamenii de bine, sunt mulțumitori lui Dumnezeu oriunde s-ar afla. Găsește un motiv de mulțumire pentru toate lucrurile. Se spune că Edison, după ce a luat foc atelierul lui, așa de extraordinar, în care au ars toate experiențele sale și toată aparatura și tot, a venit fiul său să-l încurajeze acum la pierderea asta mare și l-a găsit foarte vesel. Zice, fugi repede și cheamă pe maică ta, că n-a văzut în viața ei un foc așa de mare. Dar l-au întrebat, de ce te bucuri, domnule? Păi zice, mi-au ars toate greșelile mele, zice, toate eșecurile mele de experiență au ars, s-au terminat cu ele. Avem șansa să facem ceva nou. Wow! O asemenea abordare este absolut extraordinară. Ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că s-ar putea ca și eșecurile alea care le-am avut să ne facă un mare bine în final. Și în mod special astea, nu? Pentru că cineva a zis că succesul te deformează, pe când insuccesul te formează. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și să ne rugăm să ne dea înțelepciune să fim oameni de succes și să fim creștini peste tot unde suntem, pentru că lumea are nevoie de creștini autentici. Amin.